Salut! Sunt Robert și în filmulețul ăsta vreau să vorbesc despre cum suntem prostiți așa din an în an cu liberalizarea asta a piețelor. De 30 de ani noi suntem prostiți cu liberalizarea asta a piețelor, că va fi bine pentru noi, că se face liberalizarea piețelor pentru noi și o să-ți explic ce înseamnă asta, că o să vezi. Unele pe care le țin eu minte. Că se face liberalizarea asta a piețelor pentru noi ca să ne fie nouă mai bine și să plătim mai puțin. Păi se constată, sau eu constat, că în ultimii 20 de ani de când sunt eu mai conștient așa, păi liberalizarea asta a piețelor n-a fost niciodată mai bună pentru noi. Despre ce liberalizare a piețelor vorbim? Nu, a fost o singură dată bună pentru noi și s-a păstrat, dar în trei cazuri alte trei cazuri diferite, liberalizarea piețelor n-a fost bună pentru noi. Despre ce liberalizare vorbim? Păi, prima vorbim despre liberalizarea pieței RCA-ului, asigurărilor obligatorii auto. De când s-a liberalizat piața asta, de prin 2005-2006, din ce știu eu, n-am plătit niciodată mai puțin pentru polițele auto. Absolut niciodată noi n-am plătit mai puțin pentru polițele auto. Mai mult, din 2009-2010, de când s-a băgat chestia asta cu bonus malus, care zicea, băi, dacă nu ai accidente, plătești mai puțin. Dacă ai accidente, plătești mai mult. Bă, niciodată n-am plătit mai puțin. Adică de fiecare dată când am făcut polița, de fiecare dată la fiecare reînnoire de poliță, eu am plătit mai mult, cu toate că n-am avut accident. Am B0 ăla sau cât dracu e. Sau A0 sau nu știu cât e, care e minimul, să zic așa, fără accident, adică dacă n-ai avut niciodată accident, îl ai pe ăla. De fiecare dată când am făcut o poliță nouă, eu n-am plătit niciodată mai puțin, tot timpul am plătit mai mult. Cu toate că ni s-a spus că liberalizarea asta a pieței, adică să nu mai țină ASF-ul, să nu mai pună tariful maximal, ci doar orientativ și de acolo să se facă chestia asta și eu știu, e mai bine pentru noi. Păi cum e mai bine că eu am plătit tot timpul mai mult? În condițiile în care numărul de mașini în România crește. Adică baza din care ții tu toate astea crește. Păi cum e mai bine pentru mine? Adică s-a liberalizat piața și o plătesc mai mult? Nu e mai bine pentru mine, a fost mai bine pentru ea. Da? Liberalizarea pieței de energie și de gaze. Bă, va fi mai bine pentru voi. Treceți pe piața de energie liberă. Asta ni se spunea anul trecut. Mi s-a spus și în 2018 la Lumină, de la energie electrică. Păi se dovedește că nu e mai bine pentru noi. Că liberalizarea asta pentru noi nu e bună. Pentru că ne ia mai mulți bani din buzunar. De fiecare dată, ca și în cazul RCA, ajungem să plătim mai mult. De la an la an ajungem să plătim mai mult. Și atunci, cum e liberalizarea asta mai bună pentru noi? Și nu plătim mai mult cu 1-2% cât ar fi normal. Că, bă, înțeleg, 1-2%, 3% inflația, 4-5% cât e inflația, bă, înțeleg. Bă, noi am plătim mai mult. Deci, din ce țin eu minte, în 2006-2007 plăteam 150 de lei la o mașină cu motor de 1.6 și acum am ajuns să plătesc 1.000 de lei la aceeași mașină, nu la aceeași mașină, la o mașină similară cu motor de 1.6. Și am ajuns să plătesc 1.000 de lei în plus, adică cu de la 150 am ajuns la 1.000 de lei, adică de 6 ori. Păi de ce? La fel și acum, la gaze, ajungem să plătim de 2 ori mai mult decât plăteam anul trecut, la lumină de 2 ori mai mult decât plăteam anul trecut, la o liberalizare care ni s-a vândut și ni s-a spus că e mai bună pentru noi. Pe care noi? Care sunt aia noi? Că pentru noi, pentru populație, nu e mai bună. Ca să fim corecți, a fost și un singur caz în care liberalizarea pieței a dus la scăderea tarifelor. Constant. Sau menținerea lor, dar asta nu se va mai întâmpla. Probabil prea curând. E vorba de liberalizarea pieței de telecom. Care în România a fost și este în continuare benefică nouă. Pentru că am plătit de la an la an sau din an în an nu prea am avut creșteri de-astea foarte mari. De ce? Pentru că au intrat foarte mulți jucători pe piață. În momentul în care au intrat foarte mulți jucători pe piață, mai noi, în momentul ăla a fost concurență, concurența și-a spus cuvântul. Se pare că nu și în astea alte. Că în astea alte nu se întâmplă același lucru.
Și stați puțin, că și asta dă Telecom. E, acum încearcă să se consolideze piața. Toți ăștia de pânuie să plâng că e piața foarte fragmentată și că trebuie consolidată și că trebuie chestii, socoteli, vrăjeli. Și o să înceapă să dispară. Și în momentul în care se consolidează piața, dispare concurența, dispară ăștia ieftini care țin piața în jos. Și în momentul ăla să vezi distracții, că începe și aici să crească. Da, asta este o chestie a pieței. Organismele de reglementare exact pentru asta sunt. Să nu permită astfel de conglomerări ale pieței care să ducă la diminuarea concurenței. Fac asta? Păi o fac dacă e la nivel național. Dacă nu e la nivel național și este transnațional, nu mai pot să fac asta. Despre asta este vorba. Bun. Cam asta vreau să vă spun în filmulețul ăsta. Dați click pe subscribe și pe clopoțel să vă anunț eu tot cum mai pun filmulețe pe aici. Mulțumesc, la revedere!